am găsit la un nou vlog și vreau pe canal. Astăzi revin cu un nou project pen. Înainte de asta vreau să vă zic ce port pe buze și port un ruj lichid de la Rare Beauty, nuanța, să vedem, Fearless. Arată el așa. Și l-am primit în cutuța advent de la fete. Dar nu despre vorbim, ci despre project pen. Dacă nu ați mai văzut niciodată acest gen de clip și e prima oară când mă găsiți pe mine sau nu știu, când găsiți genul ăsta de clip, ca să vă explic cum fac eu treaba, odată la 3 luni fac un astfel de clip în care vă arăt ce produse vreau să consum sau să folosesc sau să mă axez mai mult pe folosirea lor. Aleg 10 produse și vorbim despre ele, de motivul pentru care am ales să le consum și așa mai departe sau să le folosesc. Nu fac update-uri pentru genul ăsta de clip, însă ceva ce m-am gândit să fac începând de acum este să vă arăt produsele pe care n-am reușit să le trimit din tot ceea ce mi-am propus și evident că o să vă linkuiesc pe sus un card ca să vedeți ce produse mi-am ales inițial acum 3 luni. Haideți să începem cu produsele care mi-au rămas neterminate și avem așa acest cleansing gel de la eCooking care arată așa. Mai am extrem de puțin, deci dacă mai așteptam un pic, sigur îl terminam, mai am cam până aici. L-am primit de la draga mea, Alexandra Andrei, care are și ea un canal YouTube. Nu prea mai postează așa, că în ultimul timp e foarte ocupată, dar să mergeți și pe canalul ei să vă abonați totuși. A fost moșul meu secret și de la ea din Danemarca am primit produsul ăsta. Îmi place, curăță foarte bine tenul. Îl lasă ușor uscat sau ce obțin pe al meu, dar mă împac destul de bine cu el. Apoi, un produs pe care nu am reușit să folosesc deloc pentru că nu știu, m-am îndreptat spre alte produse, este acest produs de la Moroccan Oil. Pentru volum este un balsam și deși este foarte mic și ai fi zis că, băi, Sabina, să fim serioși, ai părul destul de scurt, produsul ăsta este micuț, ar trebui să-l termin, dar uite că n-am reușit. Chiar să văd cât mai am, cred că mai am cam până aici, da, mai am cam jumate din el și termin. Nu știu, eu și cu balsamul ăsta nu ne-am împăcat, nu m-a dat pe spate, nu am să mai investesc în balsam de păr pentru că pentru mine nu, conceptul ăsta de produs nu funcționează. Și un alt produs care mi-a rămas din listă este acest Fenty Beauty Hustler Baby. Este un iluminator pe care eu îl folosesc pe post de far de ochi pentru că pentru fațe too much, n-am reușit să-l folosesc deloc. Deci nu cred că l-am folosit poate odată, dar nu știu, o să îi mai dau o șansă totuși. Și acum haideți să trecem la produsele pe care le-am ales pentru luna aceasta. Și după cum am zis, am să menționez motivul pentru care am ales produsul. Și uite, hai să începem cu acest SPF de la Glicon. SPF 50+. Arată el așa, l-am primit la un eveniment. Mi-a plăcut și încă îmi place, doar că nu știu de ce dimineața când trebuie să-mi aplic machiajul cam sar peste SPF, recunosc. Oricum, nu e ca și cum ies afară că stau în casă și v-am mai spus care este părerea mea atât timp cât nu stau în casă și oricum jarzele mele sunt semitrase, am foarte multe rufe mereu în geam, că știți că mă plâng că eu filmez doar la lumina artificială, stau cu lumina aprinsă că n-am lumină. Nu prea am considerat că am nevoie de un SPF, dar nu vreau nici să expire. Ăsta are termen 12 luni, deci cam prin vară o să expire, deci cam prin iulie, cred, o să-mi expire și e păcat, pentru că e un produs bun.
Apoi, un produs pe care vreau să-l folosesc pentru că mi-ați spus să îi mai dau totuși o șansă și am să fac chestia asta, este acest Fat Water Pore Refining Toner Serum de la Fenty Skin. Am de gând să îl mut în alt recipient pentru că v-am spus eu și data trecută că trebuie să tapeși foarte tare ca să iasă produs. Și mă scoate din minți chestia asta și zic eu că în 3 luni e posibil să-l termin. Oricum eu tonerele astea zici că le mănânc, frate, adică eu pun să fie. Apoi, un alt produs pe care vreau să îl folosesc este acesta de tot de la Moroccan Oil, iar avem un produs Moroccan Oil, este spray volume pentru rădăcini, arată el așa. Și eu personal am crezut că este un spray aici, dar el de fapt este de tip spumă. Eu nu pot să zic că mă împac foarte bine cu produsele de tip spumă, dar am să încerc să-i dau o șansă. Mama mea este foarte, cum să zic eu, ea adoră produsele de tip spumă și o să încerc să-i dau și ei pentru că și are aceeași problemă ca și mine, și anume volumul. Lipsește cu desăvârșire în familia noastră. Așa, după cum ați putut vedea, n-am luat produsele într-o anumită ordine, le iau pur și simplu cum le-am pus pe birou. Am aici un produs de la Tarte, Maracuja Miracle Mist. Este un spray de fixarea machiajului. Îl poți folosi și pe post de, nu știu, gen, dacă ai un fard care nu prea e pigmentat, să spreiezi pe el ca să își mărească pigmentația. Îl am de ceva timp și a trebuit să îl să-l folosesc pentru că na, nu vrem să stea acolo degeaba, să ocupe loc. Apoi m-am gândit eu să selectez și niște parfumuri și l-am pe acesta, Loved Up Feel Good de la Oriflame, care arată foarte, foarte frumos, cu floricica asta sau nu știu dacă e floricică. Nu, e ca un fel de explozie, așa, nu știu dacă puteți vedea. După cum se vede, am terminat cam jumate din el. Și este un parfum care mie îmi place destul de mult. L-am primit de la draga mea, Alexandra. Te pup, draga mea. Îmi place foarte mult, mi se pare potrivit pentru perioada de acum. Și vreau să îl folosesc mai des. Și la fel ca și acela, neapărat, pe ăsta nu vreau neapărat să-l termin, dar vreau să-l folosesc mai des pentru că miroase foarte bine. Este de la Ulrich de Varens Style. Arată el așa. Vi l-am prezentat într-un haul DM. Am să vă las un card pe sus. Este foarte drăguț, arată ca o poșetuță, așa că ar trebui să îl folosesc. Nu mai știu cum miroase, să mă dau puțin pe mână cu asta. Da, miroase foarte bine. Este asemănător cu celălalt la Move, tot de la Ulrich de Varens, doar că un pic mai floral, adică e ca un fel de gumă de mestecat pentru copii, mai florală. Nu știu dacă vă puteți da seama din descrierea mea, dar mie îmi place foarte mult cum miroase. Apoi, am și ceva pentru ten și este vorba despre o mască Hydrating Sleeping Mask with Green Tea de la Innisfree. La fel, acest produs se găsea în acel calendar vend de la fete. Nu prea l-am folosit pentru că nu știu care miros, ia să vedem. Are ceva foarte insesizabil, aproape nici nu se simte. Nu știu ce l-am folosit, pentru că într-un timp eram foarte mare fan a acestui gen de produs care se lasă peste noapte, dar pe asta nu știu, nu m-a atras, nu știu, cred că nici culoarea asta, adică e verde, cred că Eva mi-ar plăcea această mască să o aibă acolo pe display, pentru că arată foarte bine, că e nuanța ei preferată, dar na. O să o încerc și vă zic. Apoi am o cremă de mâini. Neapărat că vreau să o termin pe asta, că nu ăsta e neapărat scopul, dar vreau să o folosesc pentru că miroase foarte bine. Este la Yves Rocher cu argan și trandafir. Arată ea așa și am primit-o de la o urmăritoare, te pup, Alina. Miroase foarte bine.
Ia să vedem. Și cred că ar trebui să folosesc crema mai des, pentru că și așa am avut niște probleme cu mâinile, v-am mai spus că mi se usucă foarte tare și asta e foarte catifelată și intră foarte repede în piele, se absorbe imediat, așa că o să o am mai des pe lângă mine. Iar ultimul produs pe care vreau să-l arăt, cred că ăsta este ultimul. Am ales și un gloss. Pentru că e așa miticuț, era să zic, micuț și cred că în 3 luni aș putea să-l termin dacă mă pun serios să-l folosesc. Este de la Ted Baker, nu știu dacă are o nuanță, se numește Lip Gloss. Da, arată el așa, l-am primit de la draga mea Mihaela Șerbănescu, care are și ea un canal YouTube, mai nou și-a schimbat... Și-a schimbat canalul, așa că să mergeți să vă abonați și la ea. Glossul are un T aici în capăt. Și este o nuanță foarte, foarte drăguță, plăcută. L-aș fi folosit pe buze pentru azi, doar că am zis să folosesc ceva mat în schimb. Dar uitați-vă voi cât de frumos arată. Foarte drăguț. Adică... Chiar mi se pare perfect pentru perioada asta de primăvară. Și gata, astea sunt cele 10 produse care îmi doresc să le folosesc mai mult, să le termin pe unele dintre ele. Abia aștept să-mi spuneți ce părere v-a făcut acest clip. Nu uitați să-mi dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru un clip, să-ți super bun! Am pat! Pa!